Astăzi nu facem prezentare la o mașină de la Plus Auto Trade și nici măcar poze. Fac poze pentru mașina mea pentru că de foarte mult timp încercam să fac unul la mână o prezentare, doi la mână o ședință foto corectă. Așa că astăzi discutăm despre noua mea Tesla Model 3, prima Tesla modificată din România. Și o să începem cu partea din spate, o să discutăm despre toate chestiile pe care le-am pus pe ea, inclusiv colan, jante pe 20, stopul pe spate, care tocmai ce l-am adăugat în momentul de față și arată demențial, difuzorul din partea de jos, modificările pe care le-am făcut la interior, dar de asemenea și ce mai urmează să mai facem la această mașină. O să discutăm despre toate costurile, o să le punem defalcat. Până una alta vreau să vă spun că mașina asta este mașina mea de zi cu zi, este mașina mea daily, în același timp este și o mașină de imagine, este o mașină pe care eu am transformat-o oarecum într-un project car, pentru că mi-am dorit de foarte mult timp să fac modificări la o mașină, în schimb nu am considerat necesar să fac modificări la un GLC care costa 30.000 de euro și nu era neapărat o mașină nouă și niciun caz la X5-ul pe care l-aveam deja de 5 ani de zile. Primul și cel mai important aspect, bineînțeles că trebuie să vorbim despre colantul exterior. Culoarea se cheamă 3M Dark Satin Grey și dacă aveți de gând să vă faceți, puteți să spuneți inclusiv faptul că a fost o prima oară la Daniel Cristea, pentru că cu siguranță este prima Tesla făcută în culoarea aceasta în România. Cel puțin eu n-am mai văzut până acum o Tesla făcută exact așa. Am încercat să găsesc un colant care se potrivește foarte bine pe formele mașinii, ba chiar le accentuează. Și cred eu că acest colant face foarte bine treaba asta, pentru că se îmbină perfect cu plafonul din sticlă, cu elementele și ușile care au acum trimurile negre. Și hai să ne uităm în primul rând cum se deschide ușa. Puteți să vedeți cât de frumos arată, mai ales după ce este închis geamul. Mi se pare că arată extraordinar de bine, chiar dacă mașina mea la interior este albă. Ea, practic, pe caroserie a fost albă vopseaua, n-am vrut să plătesc, tocmai în ideea în care știam că o să colantez mașina. Și puteți să vedeți că pe interior se vede alb. Sincer, nu mă deranjează atât de tare ca să o colantez inclusiv interioarele ușilor. Ar fi trebuit să demontez toată mașina, să demontez ușile și alte chestii de genul ăsta și nu am vrut să fac lucrul ăsta. Am vrut să ne atingem cât se poate de puțin de partea de caroserie, de elemente, de cleme și așa mai departe, lucruri care știți că se întâmplă de cele mai multe ori atunci când duci mașina la un service sau să-i facă anumite modificări. Toate clemele se rup, am vrut să evităm treaba asta. Și cred eu că am făcut o treabă destul de bine. Mi-a luat foarte mult timp să mă hotărăsc și să-mi dau seama dacă culoarea asta este ceea ce trebuie și ceea ce vreau eu. În schimb, am căutat o culoare să fie masculină, în același timp să fie și oarecum o mașină de familie. Cu toate că în momentul în care am pus kitul acesta, mașina s-a transformat complet. E destul de agresivă și mi se pare că se îmbină perfect cu elementele din fibră de carbon reală. Și o să discutăm și despre asta imediat. Culoarea este 3M Dark Space Grey, așa se cheamă această culoare. Am făcut o mică greșeală pentru că am comandat 20 de metri de colant în loc de 12 metri cât a intrat pentru a înfolia această mașină. Și un alt lucru interesant este că avem în partea de jos, dar și atât în față cât și în spate, aceste suporturi magnetice care sunt un pic diferite față de ceea ce se găsește pe piață la ora actuală, la modul că aceste cleme intră unele între altele. Vedeți că pe bar avem aceste cleme care se unesc pur și simplu cu cele de pe număr. Și practic numărul arată super flash, nu mai avem rama aceea care mie unul nu-mi place deloc. Colantul a costat undeva la 2000 de euro. Când vine vorba de aspectul exterior, am vrut să-l mai îmbunătățesc un pic, la modul că mi se părea că era prea cu minte mașina, mai ales în culoarea aceea albă, arăta urzică, cum ar fi zis Gami, dar arăta exact ceea ce trebuie și mi se pare că în momentul de față, cu elementele de fibră de carbon, vedeți că avem aici pragurile care sunt din fibră de carbon reală, deci nu sunt plastic vopsit sau nu mai știu ce. În partea din față avem acest spoiler care adaugă iarăși o notă de agresivitate. Și în partea din spate avem difuzorul și eleronul, la care o să ne uităm imediat. În partea din față, spoilerul vine un pic ieșit, coboară destul de puțin, aș putea zice, undeva la 5 cm, deci nu coboară foarte mult garda la sol, dar cu siguranță nu pot să mă mai urc pe borduri, cum cel mai probabil nu m-aș fi urcat nici înainte, pentru că mașina este deja destul de joasă. Vedeți că are aici în partea din față o îmbinare, partea din mijloc și adaugă o notă de agresivitate, e un pic mai ieșită, mi se pare că arată exact ceea ce trebuie pe mașina asta. Partea mea preferată la mașina aceasta este fundulețul posteriorul și puteți să vedeți cât de bine arată. Din punctul meu de vedere arată complet diferit față de cum era mașina.
pentru că în momentul în care ea nu avea practic nici măcar aileronul de performance, mi se pare că avea spatele ăsta care arăta neterminat. E un pic alungit așa, în același timp are un portbagaj suficient de generos. Ce am făcut aici mai exact? Am adăugat difuzerul acesta din fibră de carbon. Mi se pare că arată extraordinar de bine. Într-adevăr, a schimbat complet mașina. După care, aileronul din fibră de carbon, care este uriaș, este imens efectiv acest aileron din fibră de carbon, și se aliniază perfect aici în partea de sus. În același timp adaug o notă de mai high-tech cu stopul acesta care se aprinde extraordinar de frumos noaptea. Când vine vorba de prețuri, kitul de fibră de carbon a costat aproape 7000 de lei, stopul acesta în partea din spate 800 de dolari, deci 3600 de lei, suportul magnetic în partea din spate, dar și în față, pentru că vedeți că avem magnetic și aici, adică nu ne încurcăm, a costat aproximativ 400 de lei. Nu putem să vorbim despre modificări la o mașină dacă nu vorbim totuși de cel mai important aspect când vine vorba de confort, de look, și anume jantele. Jantele sunt BBS Motorsport pe 20 de inci, cred că sunt aceeași dimensiune, nu sunt dimensiuni diferite. Le-am luat la un preț destul de bun, au costat undeva la 8000 de lei, cu tot cu anvelope. Anvelopele sunt Michelin Pilot Sport 4S, 235 cu 35 cu 0, 20 pe spate, iar pe față avem tot 235 cu 35 cu 0, 20. Ce o să facem în schimb, pentru că tocmai ce mi-au venit în momentul de față, niște distanțieri extraordinari pe care vreau să vi-i arăt. Pentru că tot vă spuneam că portbagajul este suficient de generos, puteți să vedeți cât de mult spațiu este. Ce avem aici? Avem așa, avem senzorii, pentru că toată lumea mi-a zis, domnule, ai erori pe bord, ai erori pe bord, dar n-am, pentru că am luat jantele pe 20, nu aveau senzorii Bluetooth în ele, senzorii ăștia au costat 12 milioane, deci destul de scump pentru toate roțile. Dar cel mai important aspect este că avem aceste distanțiere și vreau să vedeți cât de frumos sunt făcute și nu numai făcute, calitatea. Distanțierele sunt de la Green Drive Accessories, o să găsiți linkul în descriere și sunt destul de costisitoare, undeva la 150 de euro. Sunt forjate, aluminium alloy. Brandul se cheamă Bonos, au un fel de tehnologie de răcire activă, Forge Active Cooling, whatever, ceva de genul, înțelegeți voi. Sunt destul de mari, de 2 cm și cred că o să scoată roțile exact cât trebuie, pentru că în momentul de față, dacă ne uităm, sunt puțin băgate în interior. Și o să arate și puțin diferit față de partea din față. Acum o să vedem dacă o să trebuiască oarecum să punem și pe partea frontală, pentru că nu am luat decât pe spate momentan. Ce fac distanțierele astea mai exact pentru cei care nu cunosc? Păi, în mare parte se pun direct pe ansamblu de roată, după care janta se prinde peste aceste distanțiere și scot roata un pic mai în afară, asta în cazul în care nu găsești sau nu ți-ai cumpărat direct niște jante care sunt mai mari în partea din spate și mai mici în partea din față. Ideea e că în momentul în care ai modificat o mașină, oarecum ideea e că în momentul în care faci modificarea asta, janta trebuie să fie aliniată la caroserie. Mai am un accesoriu pe care tot de la cei de la Green Drive îl am, mai exact aceste capace pentru prezoane. Pentru că în momentul în care te uiți pe lateral, în interiorul roții se vede că prezoanele sunt gri și nu mi se pare că arată cum trebuie. Vin inclusiv cu niște cleme din astea, ai luat frumos și le-ai pus. Și cam asta e tot, adică nu e mare șmecherie la capacele astea. Acum că am discutat despre cam toate modificările pe care le-am făcut la exterior, sincer, sunt puține lucruri pe care aș putea să le mai fac la mașina asta. Din punctul meu de vedere, oarecum, este un proiect 90% finalizat. Mă mai gândeam inclusiv să adaug folii pe geamuri, cu toate astea aș fi vrut să adaug și pe lunetă, să fie negru până în partea de sus, dar am văzut ceva povești de groază, cum că în momentul în care se ia folia asta, pentru că după vreo 3-4 ani de zile, folia începe să facă niște bule, dacă nu e pusă cum trebuie, dacă whatever. Adică sunt niște riscuri pe care ți le asumi. În partea din spate, mașina nu are ștergător, are niște senzori de dezaburire și aceștia se pot lua în momentul în care dai folia jos sau o înlocuiești. Și nu am vrut să-mi asum acest risc, așa că am zis mai bine nu mai pun folie și am rezolvat problema. Hai să mergem și la interior, pentru că avem și acolo câteva accesorii pe care vreau să vi le arăt și câteva chestii pe care le-am făcut modificări, să facem o recapitulare. Oricum, noi partea de accesorii de interior am mai discutat-o, v-am mai spus deja de câteva accesorii pe care le-am instalat. Și dacă vreți să vedeți video, să dați click aici. Sunt câteva lucruri destul de interesante și modificări pe care le-am făcut. Primul și cel mai important, că avem pedale modificate ca la performance, pentru că ea vine practic cu pedalele de plastic. Al doilea lucru, tocmai ce am pus acest suport de telefon care are și încărcare wireless. De ce l-am pus? Pentru că inițial mă gândisem să iau acel display care are CarPlay. Cu toate astea m-am gândit că telefonul l-am tot timpul cu mine și pot să iau frumos, să-l bag aici, pac. Și în momentul ăsta vedeți că el deja se încarcă. Oarecum toată filozofia mea când am început să modific această mașină și să-i fac oarecum câteva upgrade-uri, am vrut ca toate lucrurile să pară ca și cum ar fi de fabrică.
Ce alte accesorii interesante am mai luat care mie mi se par foarte utile este acest locaș ascuns unde poți să spui actele, eu îmi țin de obicei actele. Al doilea lucru este această tăviță unde îmi țin ochelarii, cheia și așa mai departe, toate lucrurile și poate fi închis frumos. Iar în partea de jos îți rămâne spațiu suficient astfel încât să bagi inclusiv dispozitive și alte suporturi pe care le mai folosesc eu pentru filmare. Și ultimul și cel mai tare accesoriu la interior este acest parfumant de la Daily Lab, care este destul de costisitor, să fim sinceri, dar arată super mișto și interesant. În plus de asta are acest căpăcel magnetic. În momentul de față doza încă rezistă, văd. Aroma este Citrus NT. El vine cu vreo 4 arome din care îți poți selecta. În schimb, mi se pare că arată extraordinar de bine în interiorul acestei mașini. Parfumantul ăsta costă undeva la $80. Acum dozele costă $24, două doze, care fiecare doză ține 60 de zile. Deci practic cu două doze ai 120 de zile. Nu mi se pare destul de mult, având în vedere că țin undeva la 60 de zile. Hai să zicem că țin 45, tot e bine. Lucru care îmi place în interiorul acestei mașini este că are suficient de multă putere, pentru că 460 de cai totuși pentru mașina asta e arhi suficient, adică pentru multe mașini, gândiți-vă totuși că se bate cu 911 care era 4, hai să zicem, nu zicem 4S-ul, dar care era 4 din câte știu are undeva la 380 de cai putere. Lucru care mie îmi place foarte mult la mașina asta, deci e suficient de puternică, în același timp acum mi se pare că reflectă și foarte bine personalitatea, înainte n-aș fi spus deloc, dar în același timp și o Model 3 care este standard, nu este modificată, este foarte practică pentru oraș, este o mașină foarte bună pentru oraș și 90% din timp eu o încarc acasă. Lucru care iarăși ajută foarte mult pentru că sunt la hidroelectrica și costul este destul de mic. Cu siguranță mi-ar plăcea ca la drum lung să mai am încă o mașină și mă gândesc și mă bate gândul la treaba asta să iau o mașină pe combustie pentru drum lung, dar acum am deja GLC-ul mamei pe care aș putea să-l folosesc, așa că nu e neapărat o necesitate. Cu toate astea, cred că în 2023 în continuare ai nevoie de două mașini, una pentru drum lung și una pentru oraș. Așa că voi ce ziceți, lăsați în comentarii. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest episod și lăsați în comentarii dacă aveți orice întrebare legată de Tesla sau ce ați mai vrea să mai vedeți despre această mașinuță minunată.